luna decembrie anului 2012, un protocol de colaborare între Consiliul Județean și firma care deține obiectivul făcea posibilă redeschiderea bazinului olimpic. Cu un sprijin de 120.000 de lei lunar din bugetul județului, bazinul a funcționat aproape un an, timp în care mii de elevi buzoieni au beneficiat de bilete subvenționate. Un control al Camerei de Conturi a dus la întreruperea colaborării, după ce auditorii au precizat că finanțarea din partea Consiliului Județean a fost ilegală, având în vedere că societatea proprietară a bazinului nu avea trecute în acte ca obiectiv activități sportive. Autoritățile au contestat raportul Camerei de Conturi, însă o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă a menținut decizia auditorilor. Prin urmare, Consiliul Județean este obligat să recupereze banii alocați chiar de la firma ce deține bazinul. Noi ne-am adresat societății în cauză, ca să spun așa, societatea vine ca să ne putem recupera banii. Am acționat în justiție și în funcție de rezultatul care se va da în justiție, ne vom recupera banii. Noi, țin să menționez, am făcut toate formalitățile, am notificat firma și bineînțeles că ne primind un răspuns favorabil, adică să ne putem recupera suma respectivă de bani, ne-am adresat justiției și așteptăm să termine procesul. Consiliul Județean are de recuperat peste 1 milion de lei. Conducerea instituției consideră că s-a ajuns în această situație din cauza unor lacune legislative. Eu cred că buzoienii trebuie să beneficieze de acest bazin, pentru că este păcat, este singurul bazin de not acoperit din municipiu. Eu cred că și copiii buzoienilor au dreptul să facă mișcare și deci implicit în not, decât că trebuie reglementată din punct de vedere al legislației această situație, pentru că lucrurile nu pot trena. Vom face diligențele necesare, că trebuie să existe totuși o cale să ieșim din această situație care, spun eu, care este destul de delicată. Totuși, până la modificarea legislației în vigoare, autoritățile se gândesc la o soluție care nu ar mai aduce bătăi de cap, chiar dacă efortul financiar inițial ar fi unul mare, cumpărarea bazinului olimpic. Există posibilități, eu am stat de vorbă cu domnul primar Toma, poate facem un parteneriat, sau, de ce nu, se poate în condiții absolut legală și avantajoase și pentru primărie și poate și pentru Consiliul Județean, să cumpere acest bazin de către municipalitate și atunci probabil că situația se va rezolva. Eu sunt dispus, ca și președinte al Consiliului Județean, chiar și noi să putem să intrăm în acest parteneriat, de ce nu am. Dacă există posibilitatea legală sau parlamentarii noștri vor schimba legea în acest sens, cu siguranță suntem dispuși, pentru că buzoienii nu au nevoie numai de drumuri, nu au nevoie numai de, apă, canal și așa mai departe. Avem nevoie și de mișcare, avem nevoie și de hrană spirituală și așa mai departe. De la închiderea bazinului de not din orașul Buzău au trecut aproape 3 ani, timp în care orice încercare din partea autorităților de a-l redeschide a fost sortită eșecului.